Totul este sub control. Desde Rumania, vamos a ver. Daniel, after three, faster, my friend, quick, snare, rapidinho. One, two, three, go, my friend, vámonos. Faster, faster. Daniel, you win a lot of things. Go to the bar, take five marijuana, five tequila, five beers, and a thousand coffee. No, I'm joking, my friend. My friend, tonight, hey, well, my friend, listen. Sayonay on the list, and tonight, at night, then we have room for you. Sayonay on there. At the dinner. My friend. Hey, Sayonay there. Yes, I did it. And tonight, night, baby, we have room for you. So let's continue. Bonita. Am să spune, n-am să spune. Astăzi este o zi ploioasă în orat. Ce bine! Ce bine, dacă nu mai stai la soare. Dani s-o ars în ultimul hal, aseară a făcut insolație. Nu-i tocmai ok să stai foarte mult la soare. E ca un robot. Merge ca un robot, săracu. Abia o și dormit. Dar eu i-am zis, hai să te dau cu protecție. Nu, eu mă dau numai cu ulei ca să mă fac negru. E, negru s-a făcut. Altădată a scus de muiere. No. No, dar ne ferește. Poate vă întrebați de ce sunt așa colorată. Mi-mi plac foarte mult culorile și chestiile astea de copios. Dani, ce curăți ăia de ochelari. Poate și mulți dintre voi o să spuneți asta, dar mie îmi plac la nebunie. Mergem să mâncăm, îi așteptăm și pe Culiță și Daniela și Milan. Și vedem ce activități ne găsim astăzi. Bună dimineața! Cine așteaptă aici mansa liniștit, ha? Cine? Milan? Ce ți-o pregăti, mami, ceva bun acolo? Wow! Da. Foarte bine arată! Thank you! Gracias! Hai! Au, mami! Mă trage de codițe, mama! Că m-am chinuit să mi le fac. Hai să vede ce faci, că nu merg. Ai copiii la piscină? Adică cu el. Da, că e singurul. Adică cu el, da. Adică cu el. Zici și el după noi. Ui la el. Milan, tati... se rapează. Are căderi mentale. Du-te, că nici noi dansăm în apă, să rămâi cu... Dar nu aluneci! Nu cred. Hai, Danina, după nu cred că s-a dus. Nu s-a dus. Spatele au rămas blocat! Ajutor! Ajuta, hermano, por favor! Hermano, por favor, ajută! Numele n-alunecă. Oh, bravo, dragă! Dani se descurcă în toate, da. Wow! Bravo!
bine ca la... Domnul Nicolae a dat strike și nu, nu l-a filmat nimeni. Nu a filmat nimeni, a dat cu toate. Acum nu vreau să zic că e vrăjeală. Da, exact. Asta nu-s de basketul. Am văzut că de Daniela. Hai să te vedem. Dacă dau strike, dacă dau strike, începe războiul. Și nu doboară niciuna. Începe războiul, aproape. Carla, ce faci, mami, dansezi? Carla, atunci când aude muzică, începe instant să danseze. Da. Aici avem ședință foto, da, avem ședință foto cu Milan. Milan! Doamne! E foarte cald și ieri ne-am prăjit un pic. Ne-am prăjit un pic la soare și azi am decis să stăm la umbră pentru că... E destul de periculos. Dani chiar o pățită destul de rău și e în cameră acum. Da. Ce-ai făcut, iubire? Bagă-ți gura în apă, am, ia câte dură de apă, iară se ridică. Tati! Tati! Ce fă, mă? Ai văzut? Ce-ți mergeră? Ce bine apă de-asta din cuțină? De-aia lasă singură, să vedem ce faci. La aia. Lasă, lasă! Ua, 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 ua! Ala, 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 ala. Ii, ce frumoasă, mami! Da, 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 cea mai frumoasă, da, 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 și cea mai scumpă, da, 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 ești cea mai frumoasă, da, 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 și cea mai scumpă. Te iubesc, tu frumoasă! Yeah.
acum. Ce-i, tati? Ce? Mă tot uita și la pupa mea. Tot uita la mine una. O doamnă aici la o masă. Să uite la Dani continuu. Dar și tu te uiți la ea. Nu, no, de-aia mi-a dat Dumnezeu ochi. Da, te-ai măritat, la câți ani are? Și eu sunt surat. Ești surat. O dată nu se pune. Cum e în concediu? Îți place? Eu. Diseară mergem la circ, ne-am luat bilete. Eu n-am mai fost la circ de când eram mică. Eu n-am fost niciodată. N-ai fost niciodată? O, ce eu tare. Eu am fost un copil sărac. Mă jucam cu puța, că n-am vrea jucării când am fost. Da, mai, taci, mă. Ce-i, mami, vrei să te băgăm și pe tine în seamă? Care e problema, domnișoara Carla? Ți-e somn? Te culcă, mami, imediat. Carla, tu de ce stai în picioare în căruț, mami? E puțin. Tu, iubire, tu trebuie să stai acolo în funduleț ca să nu pici, să te lovești. Așa, iubita mea, așa. Așa, dragoste. Nu trebuie să-mi vadă, mă. E super, super cald. Nici nu știu câte grade sunt. Dar mi se pare că soarele de aici e atât de puternic și de arzător. Doamne! Noi ne-am prăjit din prima zi, pur și simplu. Ceea ce n-am puțin niciodată. Așa că acum suntem dați cu protecție maximă ca să nu cumva să o mai pățim. Aici toată lumea e super relaxată. Aici nu există COVID. Foarte interesant, nu? O imagine foarte rară. O imagine nemai întâlnită cu acest individ citind o carte. Dar dacă că venim noi? Wow. Am citit 34 de pagini, te rog frumos. Inteligența erotică. Felicitări. Trebuie să o satisfaci mai mult pe Daniela. Nu eu citesc, că iau. Bună seara, domnule Aloman. High five. Hai, bate. De tu țâță la fată, lasă high five. Urlă pe cine. Ești pregătit să vezi marele spectacol de la circ? Voi vedea. Discutăm la urmă. El are circ și acasă, nu-i trebuie. Sunteți preparados? Yeah. Adică, uite, în direcția asta ies poze faine. Hai să faci niște poze, faci? Auzi, Carla, mergem la circ, mama. Ești pregătită? Uite, mai ai cremă pe frunte, că în seara asta n-ai mai făcut duș. Ai dormit până când trebuie să plecăm. Și tu, piele luată de pe frunte. Se pare că multă lume merge la circ. Se zice că Circ de Soleil e cam cel mai renumit din toată lumea. Sunt curioasă dacă voi ați auzit de el. Am ajuns la circ. Foarte multe lume. Nu mă așteptam să fie atâția oameni. Hai să intrăm. Să vedem. Nu mai fost la circ de când eram mică. Tati! Hei, Carla! Uite! Ai venit la circ, mama! Iubita mea frumoasă! Curioasă, ești atât de curioasă din tot ce te întâmplă în jurul tău, mami. Deci am văzut la sopru. Și aici, iubiții? Am ajuns la circ. Trebuia să venim până în Punta Cana ca să mergem la circ. Am fost la circ în viața mea, am văzut circ, când eram mai mic. Numai da. Acasă, circ acasă. Da? Cu mama și tata. Nu. Altceva nu. Eu am mai fost odată când eram mai mică, la Hațec. Ei, ce mi s-a spus. Popcorn acolo.
brațele mele și a fost destul de greu să o țin. Așa că am ieșit afară înainte să se termine și Milan doarme și el și a fost zgomot foarte mare, dar cu toate astea eu dormit. Circul, ce să zic, superb, niște adevărați profesioniști. Prieteni, vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru a vedea vloguri și mai faine ca acestea. Urmează să postez și partea a treia din vacanță. Vă pup!